Bine ați revenit, ca să zic așa, de data asta în persoană. Bine la emisiune. Și vă mulțumesc pentru oportunitate. Și să vedeți potriveală. Exact azi noapte, parcă a fost să fie. Deci azi noapte, la ora 1, ora Bruxellesului, ora 2, ora României, super trialogul pe politica agricolă comună a avut un rezultat major, ca să spun așa, că nu s-a terminat. Deci negocierile continuă. Dumneavoastră, la ultima negociere, cât a stat? Două zile, două nopți, din ce am auzit. Da, în prima noapte până la ora 2, în a doua noapte până la 5:30, când a plecat toată lumea la avion. 5:30 dimineața? Dimineața. Da, e bine. Așa se negociază. Acum suntem în plin Consiliu. Consiliu Mare. Consiliul șefilor de stat și de guvern. Știm despre ce a fost vorba în linii mari. Relația cu Rusia, în care s-au mai potorit unele entuziasme. Atacul pe tema mai nouă a lui Orban, statul de drept și ultimele legi, dar în fine să revenim la ale noastre. Politica agricolă comună și ce s-a întâmplat azi noapte. Căci s-a întâmplat? Da, se negociază. Încă se negociază și astăzi și mâine. Începând de luni vom avea întâlnire la Luxemburg. Văceți în persoană. Toți ministrii agriculturii, da, împreună cu comisia și cu... Păi dacă la Luxemburg înseamnă că e informală, nu? Nu. Nu. Este ședința finală, la sfârșitul fiecarei președinții. Ultima, ai, ședința ultima finală întâlnire. Da. Portugalia încheie președinția și... Vine Slovenia. Are ambiția, să zic asta, și-a propus ca să încheie pe perioada președinției acest super trialog, cum este numit în ultima perioadă. Și super trialog din care la ultima întâlnire... formală, n-am obținut mare lucru. Adică n-am ajuns la un acord. Noi anul trecut la Luxemburg, în toamnă, în noiembrie, în interiorul Consiliului Agri-Fish, adică ministri, da, am ajuns la un acord unde fiecare țară am obținut în mare cam ce am dorit. Ehe, da, da. Între interesele statelor membre, da, și interesele Parlamentului și mai nou ale Comisiei, diferențe mari. Da. Și aceste diferențe sunt atât de mari încât la ultima întâlnire nu am ajuns la un consens. Hai să vedem. În primul și în primul rând, de unde vin diferențele astea atât de mari? Negocierea au devenit imposibilă la un moment dat. Păi sunt două, să zic așa, două componente importante. Primul este acest Green Deal, care este vehiculat de ceva vreme, care se referă la o agricultură mai durabilă, eu îi spun mai responsabilă, în care, sigur, fiecare stat membru al Uniunii Europene își propune să utilizeze aceste două resurse vitale, solul și apa, cât mai responsabil, în așa fel încât să lăsăm celor care vin după noi cât mai intacte. Este un deziderat legitim și în care și eu cred. Eu, în timpul liber, sunt profesor de toxicologie și medic veterinar. Chiar cred în acest lucru. E firesc, e normal, da. Doar că dacă ambițiile sunt fixate, sunt nerealiste, s-ar putea să avem probleme. În ce sens? Dacă doar în interiorul Uniunii Europene se iau aceste măsuri și aceste ținte ambițioase, în care să reducem utilizarea substanțelor pesticide cu 50%, utilizarea antibioticelor în creșterea animalelor cu 50%, utilizarea nutrienților, îngrășămintelor cu 20% și să creștem suprafața pe care facem agricultură ecologică la 25% într-un orizont acum 2000, cam cât? Cam 30, 5, cam 7% în nivel european, noi avem 3,94%. Da, da. Dacă toate aceste lucruri se întâmplă, cu siguranță vom avea alimente mai sănătoase, dar cu siguranță alimente mult mai scumpe. În condițiile în care toate celelalte acorduri internaționale nu ne protejează spațiul european de pătrunderea altor alimente obținute mai ieftin în alte țări care nu-și propun aceste ținte ambițioase, pericolul principal este acela că cumpărătorul european va cumpăra cele produse mai ieftine, chiar dacă mai proaste, provenite din țări terțe, iar fermierul european să falimenteze, să nu mai aibă activitate sustenabilă. Eu aș da două exemple foarte rapide. Usturoiul chinezesc și roșiile turcești. Și extracomunitare și, mă scuzați, relativ ieftin. Până să fie bio. La începutul sezonului de roșii la raft, la un lanț de supermarketuri, m-am uitat trăznit cu roșia românească, cu moț. Am încheiat citatul. Era 17 lei kilogramul. Roșiile turcești, sherry, 10 lei kilogram. Bun, între timp s-au schimbat. Au scăzut prețurile, s-au mai echilibrat. Dar am rămas perplex. Și nu era vorba de vânzări la piață unde mai zici, domnule, a venit producătorul, e băbuța. Nu, era un supermarket. Da. Un supermarket mare.
Și asta este preocuparea noastră a executivului, a miniștrilor agriculturii, pentru că noi avem un contact nemijlocit cu fermierii. Noi, după toate acele întâlniri de la Bruxelles, de la Luxemburg sau din altă parte, noi ne întoarcem și a doua zi ne întâlnim cu agricultorii și trebuie să dăm seama. Colegii noștri, cu care suntem în trialog prelungit din Parlamentul European... Vreo 2 ani jumate, cât a durat trialogul ăsta? Cam așa. Și le-am recomandat la ultima întâlnire să meargă fiecare, pentru că fiecare aparține unei țări, să discute cu fermierii din țările respective și să ne reîntâlnim, să ajungem la un consens și la niște rezultate cât mai realiste, care să nu pună în pericol agricultura europeană. Pentru că ar fi culmea să cheltuim 365 de miliarde de euro, atât este bugetul PAC pe 2021-2027, cu scopul sau, în fine, cu rezultatul final de a falimenta fermierul european. Pentru că aici este vorba de un anumit procent din acești bani care să se ducă strict pe producție bio sau pe eco, numitele ecoscheme, la care vom reveni. O singură întrebare cu un răspuns scurt v-aș mai adresa până să trecem la un mic rezumat pe care l-am pregătit. O celebră organisme modificate genetic. Ceva noutăți pe noua politică agricolă comună? Nu. Deci decizia este în continuare este națională. Este aceeași problemă. Nu utilizăm organisme modificate genetic la nivel european, în schimb, din nefericire, importăm. Eu, din ce știam, decizia este națională, naționalizată. Nu, este chiar o decizie a Curții Europene de Justiție. Că soia modificată genetic nu se poate pune în insula Marea Brăilei. Că nu se poate, nu se pot cultiva plante modificate genetic în Europa, în condițiile în care importăm... Din America de Sud și din Statele Unite. Și o utilizăm, sigur, în primul rând, în hrana animalelor. Vacilor. Rezultatul este tot acela. Mă rog, eu știam că decizia s-a naționalizat, dar îmi propun să revin pe subiect. În fine, era o chestiune care mă roadă de foarte multă vreme, de când am auzit că decizia este națională și mă gândeam, totuși, România are un interes puternic. Nu sunt multe zone în Europa în care se poate, poate cultiva soia. Noi am fi, sunt 3 zone mari și late. Noi am fi principala țară exact. Care putea cultiva soia. Mai ceva în Italia și un foarte puțin în Franța. Bun, revenim, aș zice să revenim imediat după ce propun să urmărim în 3 minute de rezumat de cum am înțeles noi discuțiile despre politica agricolă comună. În Uniunea Europeană, orice se discută, totul se negociază. De aceea merită să ne aducem mereu aminte că, înainte, organizația se numea Piața Comună. Așadar, negocierea este cuvântul cheie. Un lucru nu se discută și se consideră a fi de la sine înțeles, parte constitutivă a ADN-ului european. Politica agricolă comună. Orice altceva se poate pune sub semnul întrebării. Mai puțin, politica agricolă comună. A apărut ca urmare a foametei de după al doilea război mondial. Ulterior, scopul nu a mai fost acela de a hrăni suficient cetățenii statelor membre, cât menținerea în stare de funcționare financiară a fermierilor europeni în număr cât mai mare. De aceea, o lungă perioadă s-au alocat subvenții unei producții excedentare care ajungea fie la gunoi, fie se trimitea ca ajutor umanitar țărilor în nevoie. Altfel spus, a fost o subvenție care se acorda pentru a se menține prețul suficient de mare. Cam singura schemă de acest fel pe care o cunosc. Niciun politician din UE nu risca să zică nu cererilor unor fermieri, după cum este de neimaginat vreun candidat la președinția Franței, care să nu viziteze fiecare târg agricol disponibil. Dincolo de cârcoteala privind costurile, adică o treime din bugetul Uniunii, trebuie să admitem că în Europa se mănâncă bine, rafinat, de calitate. Aș zice poate subiectiv că se mănâncă cel mai bine din lume. Nu se poate spune că nu au fost încercări de reformare a PAC-ului. Au fost. Cele mai recente sunt chiar în curs, în faza denumită duios trialog, adică acea etapă decisivă de negociere între Consiliu și Parlament cu medierea Comisiei. Există propuneri vechi și propuneri noi în această încercare de reformă. Dintre cele vechi, amintim a nu știu câta încercare de definire a fermierului activ pentru ca subvenția directă la hectar să nu mai fie acordată unor cluburi de golf sau aeroporturi. O propunere ceva mai nouă este cea numită NDM, prescurtarea de la New Delivery Model, care își dorește ca plățile să nu fie doar în funcție de suprafață, ci și condiționate de un set de 9 obiective definite separat. Vi se pare că această propunere ar duce birocrația aferentă pe culmi greu de imaginat? Ei bine, ați avea aceeași impresie ca parlamentarii europeni care au refuzat până acum această schimbare. Nu în ultimul rând, un alt cui al lui Pepelea este încercarea de a face agricultura să fie mai puțin poluantă, mai bio, mai eco. Se vorbea despre o alocare de aproximativ 30% din buget către măsuri de înverzire, ceea ce a reprezentat o pilulă mult prea greu de înghițit de către șefii statelor membre. De curând, însuși Frans Timmermans, ecoțarul Comisiei, și-a recunoscut înfrângerea și a cerut frumos scuze Gretei Thunberg. Morala?
Între fermierii întregii Europe și adolescenții suedezi cu influență limitată în mediul urban al câtorva state membre, deocamdată lupta este inegală. Mai vedem la anul sau peste 2 ani. Sau mai mulți. Da, revenim. Deci, făcurăm referire și aici. O mică, foarte scurtă paranteză pentru telespectatorii și poate mai puțin obișnuiți. Trialogul este un dialog în trei, de aceea se numește trialog, în care inițiatorul, să zicem, Comisia, după ce a trecut printr-un punct de vedere al dumneavoastră, al statelor membre, al Consiliului, se duce apoi la punctul de vedere al Parlamentului. În momentul în care Consiliul și Parlamentul nu se înțeleg, cum este, a fost cazul, sau mai este încă, se întâmplă acest trialog, o negociere pe de trei cu Comisia, care teoretic este moderator. Ce s-a întâmplat însă în cazul acestei politici agricole a fost că vicepreședintele Comisiei, domnul Frans Timmermans, a fost acuzat, câteodată chiar vehement, cum ar fi colega dumneavoastră din Germania, că și-a depășit atribuțiunile și că, mizând atât de puternic pe cartea verde, ca să spun așa, a băgat Comisia chiar într-o criză de credibilitate. N-au mai fost un moderator corect. A trecut pe față în tabăra Parlamentului European, de fapt. Și noi am rămas, miniștrii am rămas deoparte și în cealaltă parte erau două componente, Comisia și Parlament. Acum, să fiu rău tăcios, să zic, ei ori avea dreptate. Păi, depinde din ce punct de vedere, pentru că eu chiar asta... Pentru că, până la urmă, și Parlamentul, ce reflectă? Voința politică și simte electoratul. Da. Oare electoratul general să aibă o altă de interese și alte nevoi decât fermierii din Europa? Nu, dar eu am discutat și cu ceilalți colegi ai mei. Este la o analiză simplă. Este o chestie de logică. Dacă tu îți propui niște ținte foarte ambițioase ca să ajungi la niște obiective, cum ar fi reducerea gazelor de seră, fixarea azotului, și le iei doar pe teritoriul statelor membre. Doar pe teritoriul statelor membre. Cheltuim foarte mulți bani. Crescând foarte mult prețul de cost. Crescând prețul alimentelor. Fără să garantezi protejarea granițelor, vor pătrunde alimente din țări terțe care nu-și propun aceste ținte ambițioase, alimente mai ieftine, mai proaste. Cumpărătorul european va mânca, în primul rând, acele alimente proaste. Fermierul european va falimenta, dar nu se va întâmpla ceea ce dorești. Pentru că dacă în jurul tău toate celelalte state nu-și propun aceste ținte ambițioase, gazele cu efect de seră nu se vor reduce, azotul și carbonul nu vor fi fixate. Adică, dacă aceste lucruri se întâmplă pe o suprafață foarte mică de pe glob, efectul scontat nu este. V-aș da niște contraargumente. V-aș spune, da, dar important este ca Europa să arate, să fie modelul. Da. Să deschidă drumul, da. După care ceilalți vor veni după și vor urma. Și cum o să reușim noi să-i convingem? Prin ascendentul moral. Doar atât. Pentru păi doar atât. Interesele comerciale și strategice ale celorlalte țări, cum ar fi China, cum ar fi Rusia, cum ar fi țările din America de Sud, cu care noi suntem concurenți pe chiar piață. Chiar Statele Unite, Statele de ce Unite? Nu? Că și Statele Unite există pe piața agricolă globală, adică nu... De asta spun, prin ascendentul moral, altfel n-ai cum. Să-i convins, să nu știu, să arăți populației planetei că trebuie să o protejăm. Întrebarea mea este alta. În ceea ce este producția și productivitatea, vorbim despre aceleași cantități, oricum, Europa este într-un supraproducție agricolă de niște ani. Cu siguranță că și productivitatea va scădea, utilizând mai puține îngrășăminte, mai puține pesticide, adică vom proteja plantele într-un grad mai redus față de bolile care evoluează la plante și sunt foarte multe, e clar că productivitatea va scădea și va crește prețul de cost și alimentul va fi mai scump. În toate calculele, în toate simulările făcute de către specialiști din toate țările. De aceea, Consiliul, Ministrul Agriculturii, s-a opus acestor ținte foarte, foarte ambițioase. Și acum, punctual, dacă ne întoarcem la aceste ecoscheme, pentru că da, despre ele vorba. Sunt două tipuri. Asta s-a obținut azi noapte. 25% să fie ecoscheme din bani. În pilonul întâi. Da, pentru că discutăm de două piloane. Da. Și dacă ne referim strict la România, avem 21,56 miliarde în următorii 7 ani, din care aproximativ 13 miliarde sunt pilonul întâi, plăți directe pe suprafață sau pe număr de animale, și 7 miliarde sunt pentru susținerea investițiilor în agricultură. Ceea ce era dezvoltarea rurală înainte. Dezvoltarea rurală. Exact. În pilonul întâi, în noua paradigma Green Deal-ului, 25% din plăți
vor fi condiționate de aceste ecoscheme. Deci dacă... Dați-mi un exemplu, că nu prea pricep exact. Sunt foarte multe lucruri. Un exemplu, un anumit tip de ecoscheme este și acum, dar este în pilonul 2. Toate măsurile de agromediu, acele măsuri, pachete multianuale, agricultură ecologică... Sună super, dar nu puteți să-mi dați un exemplu. Agromediu, abanam, ce e? Dați-mi un exemplu. Sau pământ lăsat nelucrat. O anumită suprafață... Pârloagă. O anumită suprafață, ca să se regenereze, o anumită suprafață din terenul arabil să fie lăsat nelucrat, iar această ecoschemă nu este decât o compensare a pierderilor care le înregistrează fermierul. Asta făceau fermierii serioși înainte. Lăsau anumite loturi să se odihnească un an, doi. Nu o anumită rotație a culturilor. Corect. Locuri lăsate să se împădurească. Bun. Altă ecoschemă. Împăduriri. Corect. Împăduriri. Locuri lăsate să se împădurească. Bun. Apoi creșterea suprafeței agricole ecologice. Cu produse ecologice. Cu produse ecologice. Bio. Aici, sigur că pentru unele dintre aceste obiective, noi am avea niște avantaje. Asta discutăm cu fermierii. Avem o suprafață imensă. Vă spun sincer, acolo unde am și eu casa la țară, acolo e foarte ecologic totul, pentru că cine e nebun să dea banii pe stropeli? Da, exact. Cu banii aia să și pe obere decât să dea exact la pop de acolo. Adică totul e exact foarte asta bio. Vă spuneam, dacă ne referim la suprafețele agricole. Da, e un fel de bio agricole. Din sărăcie, așa știți. Da, dacă ne referim la suprafețele agricole din zona montană, chiar din zona colinară. Așa, colinară, corect. Ele ușor pot fi convertite în suprafețe ecologice. Doar din punct de vedere administrativ. Ele în sine sunt suprafețe ecologice. Sincer, cam doar da. Că n-au fost înregistrate ca suprafețe ecologice. Necazul este că nici nu se valorifică mai nimic în producția de acolo. Dar asta e altă discuție. Dar suprafața ecologică asta înseamnă o hrană mai sănătoasă, dar mult mai, în cantitate mult mai mică și mult mai scumpă. Și atunci, ecoschema înseamnă să dai bani mai mulți, plăți directe, în acea zonă. Să compensezi deficitul sau pierderile care le au, neutilizând substanțe. În principiu e bine pentru unii, dar știți ce teamă mi este? Mi este că teamă de colosul, sau nu știu, colosul, hai să zic, colosul administrativ și funcționaresc care este în spatele și de la APIA și de la dezvoltare rurală, trebuie să învețe alte mecanisme. Și nu cred că e așa simplu. Ca să nu mai zic de fermier că trebuie să învețe altceva. Bun. Noi, în ce stadiu suntem, ca să știți, noi exersăm împreună cu fermieri, sunt unele asociații de fermieri care gândesc ecoscheme, pentru că aceste ecoscheme va deja trebui, este necesar, sigur, păi nu avem timp. Din 2023 trebuie să le exersăm. Știu, dar trebuie foarte rapid. Trebuie să, din 2023 trebuie să le exersăm. Vor fi 2 ani de învățare. Din 23-25? Da. Vor fi 2 ani de învățare în care noi am căzut de acord, și când zic noi, Consiliul Agrifici, Ministrii, că în acești 2 ani de învățare, dacă banii nu sunt absorbiți în totalitate, să-i putem folosi în pilonul 2 sau adică mai clasic, să zicem, în alte scopuri. La ceea ce s-a discutat azi noapte, am înțeles că s-a acceptat că doar peste pragul de 20%, aceste ecoscheme constituindu-se în 25% din cuantumul plăților pe suprafață. Deci un sfert. Asta înseamnă, pentru noi, ca să știe cei care se uită la noi, înseamnă aproximativ 470 de milioane de euro anual. Să fie băgați în niște măsuri de ecologizare. De ecologizare. Doar din pilonul întâi. Deci banii aceștia sunt, aceste ecoscheme fiind obligatorii pentru statele membre, dar voluntare pentru fermieri. Și aici este pericolul. Că dacă ele nu sunt făcute și înțelese și acceptate, asumate de către fermieri, ei nu vor accesa aceste ecoscheme, iar banii, fiind din pilonul întâi, se pierd. S-au obținut acești 2 ani de învățare încât în 2023 și 2024 să nu se piardă banii, tot ceea ce nu s-a absorbit peste plafonul de 20%, să poată fi dirijat fie în pilonul 2, fie la alte măsuri. Dar începând din 2025, în schimb... Simt așa în aer că mari proprietari, evident, vor avea mai mult acces la informații, se vor inspira mai rapid și se vor mișca mai repede pe noua piață a ecoschemelor, în timp ce... Bun, asociațiile iară se vor mișca pentru că au, să zicem, un fel de know-how-ul fără căpătă rapid, în timp ce grosul, oamenii aceia la vreo 10-50 de hectare maxim acolo cred că vor fi multă greutate în a intra pe piața asta. Fermierii mici, foarte mici, din care noi avem vor fi scutiți. Până acum. Până la cât? Noi am spus până în 10 hectare. Și între 10 și 50 ar fi un mic.
Da, ar fi un fermier mediu. Acum depinde ce activitate face acel fermier, pentru că poți face legumicultură pe un hectar în spațiu protejat și deja ai... Da, ok. Deja e o afacere mare. Nu, sunt de acord cu... Dar e în funcție de ramuri de tipul de activitate agricolă, sigur că da. O altă întrebare pe care vă adresez iarăși cu un pic de neliniște. Zootehnia este departe de a fi un domeniu prietenos cu natură. Da, și am văzut tot mai multe voci care încearcă să calculeze cât dioxid de carbon, cât... Amprenta ecologică e cunoscută deja, se știe, da. Da. Oricum, noi acum avem o structură a numărului de animale destul de optimă ca suprafață. Nu avem, nu este o intensitate foarte mare de animale pe hectar. Noi, acum cum suntem... Ne apropiem de finalul ediției, să încheiem ideea, da? Și spuneți că nu va afecta foarte, foarte mult? Eu zic că nu va afecta foarte mult zootehnia. Ce este foarte important, pentru că și din pilonul 2, lumea trebuie să știe și fermierii știu acest lucru, și din pilonul 2, 36% din acei bani pentru investiții sunt dedicați toți măsurilor de climă și mediu. Bunăstare, agricultură ecologică, agromediu și până acum erau. Doar că acum se dorește ca și din partea de investiții 37% să fie digital și mediu. Deși din acele 4 miliarde care rămân efectiv pentru investiții. Și aici ne-am blocat la trialog. Sperăm să rămânem doar pe partea de ecoscheme 25% și acei 36%, 35% care oricum se duc pe agricultură ecologică, bunăstare animală, agromediu și tot ceea ce înseamnă partea aceasta de verde. Deci și din pilonul 2. Deci oricum și până acum erau măsuri de mediu și climă, dar nu erau atât de accentuate. Și aș vrea să închei ultima chestie care s-a pus pe masă și care sper să nu se accepte cel puțin în prima fază, este această condiționalitate socială în care agențiile noastre de plăți, APIA și AFIRU, să intervină în conflictele de muncă între un fermier și un angajat și să oprească plățile până la finalizarea conflictului. Acest lucru ar putea să ducă la niște abuzuri foarte mari atâta vreme cât noi oricum, fiecare stat are legislație proprie și instituții care se ocupă de acest lucru. De acord, dar vedeți, pe de altă parte, sunt și foarte, foarte mulți români care lucrează în agricultura altor state membre. Da, dar sunt instituții și care povești, fac acest lucru. Iar bănuiesc că poveștile pe care le vedem destul de regulat apărând în mass media, cu oameni ținuți în niște condiții oribile la muncă, pe aici, pe acolo, nu vreau să dau nume de state, că nenorocii sunt pe peste tot, au venit în sprijinul acestor idei să se mai termine cu acest tip de sclavie modernă și oribilă. Eu am atrag atenția doar asupra pericolului, pentru că acest lucru mi l-au semnalat fermierii din România, care ar fi pericolul apariției unor abuzuri blocând efectiv finanțarea dacă începe un conflict între un angajat și un fermier. Până la urmă, dacă ar fi să încercăm să tragem o concluzie, este că ne trebuie, cum să zic, foarte multă creativitate în perioada care urmează, că lucrurile se vor schimba și avem de ales. Ne adaptăm sau nu, și-aș prefera să ne adaptăm. Domnule ministru, vă mulțumesc că am făcut această ediție. Vă propun să revenim mai spre toamnă. Nu de alta, dar oricum, emisiunea noastră se oprește pe durata verii, pentru că se știe foarte bine, în general, în iulie-august, la brustelnici iarba nu crește. Ne revedem la toamnă așadar, domnule ministru, încă o dată toate cele bune și să sperăm într-o agricultură comună, cu adevărat comună, toate cele bune.